Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal, eu sunt Unreal Albait, bine v-am găsit la episodul cu numărul 25 din EFC 24 Ține minte din episodul anterior că am câștigat UEFA Champions League cu Liverpool, vede pe vine acolo lângă trofeu, am câștigat 2 la 0 versus cei de la Porto Haideți să fericităm, uitați vă cum intră, dă să cu toată lumea Pune mă pe trofeu și... Și... Tobele și să câștigăm finala Champions League și să bifăm încă un obiectiv la nostru. Suntem câștigătorii finalei Champions League. Un parcurs foarte, foarte frumos acum în Champions League. Am reușit să câștigăm, am bifat acel obiectiv și acum trebuie să trecem în următorul sezon din cariera noastră foarte frumoasă, sezonul cu numărul 3. Dar înainte să trecem în următorul sezon, v aș ruga dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați ca că, că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a multe notificări. După cum vedem, am câștigat aproape tot, aproape tot cu 1 în Premier League. efect, fake uite, și de mirate, scap, deci am câștigat tot, nu am lăsat niciun trofeu în spate. Așa că hai să intrăm în următorul sezon, end season, advance și ne vedem în următorul sezon, băieți. E bine, am intrat în următorul sezon, sezonul cu numărul 3, 2025-2026. Uau! Wow. imposibil. Wow, câți bani avem. Avem 300 de milioane. 300 de milioane de euro pentru bugetul nostru cu în Putem să-l cheltuim 300 de milioane. Wow. Wow, 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 wow. Desigur că primim oferte pentru rapo. În comentarii mi-a zis că ar fi o idee foarte bună să-l vând și să iau un jucător în locul lui. Da, o să fiu de acord cu voi. Nu pot să-i schimb ideea, deci o să negociem pentru acesta. Așa că hai să intrăm repede să vedem dacă putem să-l transferăm la Bayern Leverkusen. E bine, hai să vedem că vrea 120 și 8 de milioane și se a schimbat înapoi la 108 haideți să încercăm un 120 haideți să vedem un 120 dacă este de acord 114 ok încercăm un 119 și 800 de acolo haideți să vedem este de acord oarecum 118,500 de milioane de euro accept oferta acceptăm de fapt oferta lor și se transferă uh, codul de la cei de la Leverkusen sincer e destul de nașpa pentru că Cody Gakpo este un dintre vechii jucători, adică erau aici înainte să venim noi uh, ca manager. Uh, el este destul de nașpa că trebuie să plece. Avem multe amintiri cu el, multe goluri. Ține, ține minte foarte bine că el celebrează ca Messi. Deci, na, ar fi... Ar fi fost o idee frumoasă să-l păstrăm la final. Bine, avem nevoie de un mijlocaș și un mijlocaș ofensiv în locul lui. Uh, și am văzut prin comentarii că voi vreți să-l transferăm pe Bellingol <laughs> Bellingham. Uh, am mai văzut ceva despre Messi, dar Messi ei nu cred că este disponibil. Lionel Messi a despre de are 38 de ani, overall destul de mare, 87. Ai, și putem să-l transferăm, aparent. Putem să-l transferăm. Este încă la Inter Miami. Nu știu dacă vrei să-l transferăm așa de fan, nu știu dacă cred că o să jucăm câteva meciuri, vă dați seama, dar că e na, e Messi totuși. Dar nu știu, să mi scrieți în comentarii, dacă vrei să-l transfer, scrieți acolo în comentarii. Ar fi o idee bună să, 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 se retragă de la noi, ar fi o onoare de fapt. Însă acest jucător Jude Bellingham este jucătorul care, na, da, l-avem noi în idee, este jucător mijlocaș ofensiv cu niște uri destul de bune, însă destul de scump, foarte scump, 151 de milioane și nu va fi 5, 151, ăla e normal cât costă el, gen market value, dar o să dăm vreo 200 de milioane pe el, deci, mamă, e clar. Însă, dacă ar fi să luăm, ar trebui să jucăm cum mă am clar. ca să jucăm ca uh, codigac po și Striker. Bine că el joacă în viața reală și ca Striker, adică nu e problemă. Dar nu cred că poate în joc. Însă problema cea mai comună ar fi că noi avem un mijloc destul de bun. Avem mijlocul uh, făcut din Enzo Fernandez, Soboslai și Musiala care e un mijloc extraordinar. Extraordinar. Adică n ce să zic și lui Enzo, n-ai ce să zici nici lui Soboslai. Soboslai a marcat de multe ori la noi în echipă. Musiala e Musiala. Da, uh, este o decizie destul de grea. Însă cred că ar putea să intre în locul lui Enzo Fernandez și Enzo să se ducă pe bancă în locul lui Gakpo și să fie rezervă. Știu că nu prea îi place <laughs> un 90 pe bancă, nu prea e cine știe ce, adică nu prea e bine, dar asta cam fi singura soluție. Enzo Fernandez poate să joace și pe poziția de cam, adică se descurcă, opa, se descurcă destul de bine. Haideți să, să încercăm să vedem dacă putem să-l să transferăm. Asta ca idee, de ce o să coste? Uite, bă, chiar zice și acolo, their asking price is 234 de milioane de euro. Dar putem să luăm mai puțin de, de atât. În jur, te vezi, minimum 187. O să încerc mai jos decât 187, dar nu cred că se poate. Haideți să vedem. Ok, se pare că are o clauză de reziliere de 238, dar nicio șansă. Cred că puteți să scoatem mult mai puțin. Haideți să vedem. Prima ofertă este de 190 de milioane de euro. Haideți să vedem dacă va, vor accepta. Ok, acceptă oarecum, da, nu vine cu o contră ofertă, Cei de la Real Madrid îl doresc pe Soboslai și 65 de milioane, dar Soboslai este titularul nostru. Nu vrem să-l dăm, așa că haideți să, ne mai, să se mai gândească, poate cine știe. Le oferim iar 190 de milioane. Haideți să vedem ce zic. 193. Ok, haideți să încercăm mai puțin. Haideți să încercăm Cam 189, 191, ok, rămâne la 191,600 de milioane de, de euro. Haideți să negociem și să vedem ce va vor trebui să-i dăm lui Bellingham ca să vină la noi. O să-i dăm, desigur, crucial uh, 5 ani, deși noi cred că o să mai jucăm un sezon sau două, fără clauză desigur, nu vrem să plece uh, așa deodată Iar salariul o să-i dăm uh, 300 de, uh, ca să fim siguri. Haideți să vedem dacă vrea, ok, este de acord, 300 de mii, 300 de mii de uh, euro pe săptămână. Bă, pe săptămână, wow, tu să câți bani face bă, la 22 de ani Vreau și -o. Haideți să vedem cum intră Bellingol Bellingol Ia uitați, el este un star Este un star overall de 90 Cum să nu fie Haideți să vedem cum intră pe ușile Liverpoolului Ia uitați l acolo Lângă Lângă Klopp Face repede fișa medicală Să va dacă este tot în regulă Bellingol este bun Numărul, no numărul 19 Ok O să vreau să spuneți în comentarii Ce număr uh, să-i dăm Puteti să-i dăm numărul 5 Cum îl are el în viața reală Dacă doriți 191 de milioane de euro Haideți să vedem Este a și este un A, ok. Ok, este un excellent deal. Haideți să vedem de ce mai exact. Oferau lui este de 90, da, știm asta. Ok, și vedem că best possible deal 175. Refuz, știți foarte bine că era imposibil. Adică mergem la Bellingham și dăm un develop în plan destul de bun. Haideți să vedem ce s-ar potrivi pentru el. Un attacking midfielder, vă că se face ce mai rapid, dar vă că a cam ajuns la ce mai bun la picul lui, să zic așa. Adică nu poate să crească mai mult la asta din câte văd. Trebuie să ținem minte că jucătorii noștri care erau deja la echipă, le cam expiră contractele, așa că o să mă grăbesc aici să le renuiesc câte pot na. Ok, am renuit contractele, acum am rămas decât să punem scauții, să zic așa, să se ducă după niște tineri jucători. Haideți să vedem primul jucător, o să-l punem să se ducă în Anglia. 9 luni, desigur, acolo să se ducă să ne aducă cea bun. Al doilea îl vom pune, haide totuși să punem și unul în România, din Superliga, cine știe ce ne aduce. Iar al treilea îl vom pune în Italia. Haideți să vedem, poate ce știe, ne aduce ceva destul de bun acolo unde. Ei bine, din 300 de milioane de euro cât aveam noi, ne-am mai rămas 58 de milioane. Însă o să mai primim bani de la Codigac Pro, încă fără 100, deci o să avem destul bani pentru un viitor transfer în caz că mai aveți o idee la echipa noastră. Ia cam așa arată unde de față, rezerve avem, zic eu că destul de bune, uh, titular avem foarte, foarte, foarte buni, uh, dar nu știu, poate aveți o idee, poate vreți să mai spargeți niște bani, poate mai aducem un jucător, să-mi scrieți acolo în comentarii ce credeți că s-a potrivit la echipă. O, oh, da, mă gândeam până la urmă dacă tot îl uh, aducem pe uh, Messi, ar fi o idee să-l aducem și pe Ronaldo, dar cred că s-a retras în jocul... În jocul ăsta se retrage destul de uh, rapid. Dacă scriem Cristiano Ronaldo, da, nu dă nici. Se pare că mai primim o ofertă de la Barcelona pentru Cody O să o accept, nu este mare referință și cred că Barcelona este echipa mai bună pentru el. E bine și se pare că Cody pleacă de la Liverpool. Da, l-am prins două sezoane, care ambele sezoane ne-au stat ne foarte mult. A fost omul acela care, chiar dacă se dea pe bancă majoritatea meciurilor, când intra, dătea gol. Deci era omul, omul care chiar dătea goluri. Da, eu vreau succes în continuare și noi o să ne vedem de treaba noastră. Haideți să vedem, se pare că s-a dus la Leverkusen, da eu m-aș fi dus la Barcelona, dar ok, fiecare cu preferința lui. Haideți să vedem, este un B, aproape de uh, excelent deal, da, a fost cred că bun prețul. Da, un preț destul de bun, l-a văzut pe destul, o sumă destul de mare, puteam pe 138 totuși. Ok, se pare că avem și un pre-season tournament, e interesant, o să intrăm la cel mai scump, adică la asta. O să simulăm desigur toate meciurile pentru că nu prea ne interesează. Hai să vedem ce facem versus Atalanta. Ok, batem, i batem și pe Bilbao. Iar următorul meci este contra cei de la Real Sociedad. Hai să-i dăm repede un quick sim și... Ok, facem egal. Nu cred că am câștigat turnamentul, dar am încercat acolo totuși. Ok, se pare că la vedem primul mouse scouting report. Hai să vedem că ce găsim aici la italieni nimic, nu e bun, nu e bun. Dar la italieni n-am avut noroc, hai să vedem la romana. România și noi ștri, poate găsim ceva, absolut nimic bun. Haideți să vedem la englezi, nu avem mulți, dar cine știe, la englezi ăștia poate găsim ceva, dar după cum văd, nu găsim nimic. E bine, este interesant. Pentru că o să jucăm în FA Community Shield Versus cei de la Arsenal Dar este interesant pentru că ei au fost pe locul 2 În Premier League De asta vom juca cu ei în FK Community Shield, dar vom juca cu ei și în Super Deci avem două meciuri, trei dacă ne uitești la meciul ăsta contra la cei de la Arsenal. Ok, o să dăm foarte mult de Arsenal la început. E bine, vom juca clar uh, meciul ăsta, așa că haide să intrăm. Noul transferat, uh, Bellingham abia așteaptă. Aceasta este echipa lor, uh, da, nu este schimbat, este uh, exact aceeași, doar că cred că Lucas Vasquez nu era în meciul acela. E bine, asta este echipa noastră, o echipă foarte, foarte frumoasă. Deci, deja, deja mijlocul arată altfel cu Bellingham acum, nu știu, parcă îți inspire că, bă, chiar iar că nu nicio șansă, adică <tius> cam așa e. Bocum, ce știe, poate mai facem un transfer bombă, dar nu prea, nu prea avem unde să facem. Haideți să intrăm în meci și să vedem ce putem să facem versus cei de la Arsenal. E bine, ce meciul, noi avem mingea, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm trofeul ăsta așa de început. Pentru că la început avem trofee destul de, 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 de sunt importante. Lautaro Martinez, foarte bine acolo. <tius> Hai să vedem, Salah, Salah, Salah reușește, ce fază, ce șut frumos, Salah reușește să scrie și se deschide scorul în minutul 6 foarte, foarte rapid. Arsenal nu se că absolut deloc la defensivă. Haideți să ne vedem faza. Pasă foarte bine acolo de la Martinez. Trece foarte bine Salah și portarul apără în partea stângă. <gângh> în loc să aibă apere în partea dreaptă. uitați vă și puțin cum apără portarul. Da, nu cred că... <gângh> cred că trebuie să schimbe. Ia uitați pe Bellingham. Hai Bellingham, du-te. Du-te Bellingham. Ia uitați, ia uitați ce se duce Bellingham. Șutează! No, aproape, aproape. Haideți să vedem. Centrare foarte bună la Salah, 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 mamă ce porșat. Încercăm din nou, haide să vedem dacă ne iese. La Vini, pasă înapoi la Salah. Martinez, nu ajunge la Martinez. E bine, faza importantă pentru Arsenal. O, oh, nu, pierdem acolo mingea. Oh, reușește Alison. Bravo, Alison, bravo. Bine, acolo, Musiala, ce viteză are. Ține și mingea aproape, trece foarte bine. Haideți să vedem, Musiala face 2-0 minutul 28, n-avea cum să în față cu portarul, trage la colțul scurt și reușim să uh, ne extindem scorul, dar Ramsey nu este <gură> prea fericit de performanța lui. Haideți să vedem faza totuși, Musiala strece foarte bine acolo, încearcă fundașul să-l oprească, dar nu reușește. Musiala bagă al doilea foc. Un șut foarte bun acolo, însă apă acolo. Ali sunt foarte bine. Haideți să vedem corner pentru Arsenal. Haideți să vedem Odegar, centrează la Timber, nu ajunge balonul, rămâne mingea la cei de la Arsenal. Mamă, ce șut bun. Am crezut că o să intre. Haideți să vedem acolo Martinez, trece foarte bine, șutează însă apără portarul. Foarte bine acolo, combinația, șut foarte bun însă. Alisson este pe ea, o apără și nu îi lasă pe cei de la Arsenal să înscrie. Haideți să vedem cu o șansă pentru Arsenal. Au corner și centrare foarte bună la Saka, însă nu ajunge. Rămâne mingea, însă trage pe lângă poartă. Bellingham acolo, pierde mingea, însă Van Dijk recuperează. Bine, o Van Dijk. Haideți să vedem pe Bellingham. Bellingham îl vede foarte bine acolo. pasă la Teo Hernandez. Ajunge Teo la ea. Și acum la Martinez. Martinez nu reușește. Haideți să vedem la Salac, Salac, pe verde, însă nu intră. Haideți să vedem acum Bellingham. Bellingham urcă singur. Haideți să vedem. Are șansa să înscrie. scrie. Bine acolo, însă șutul este apărat. Este apărat cumva? Nu este aparat a ratat aparent. Wow, ok. Haideți să vedem pe Salah. Salah trece bine acolo, șutează și înscrie. Ce voleu! Ce voleu, What? ce fines! Ce fines foarte bun acolo. Mohamed Salah face 3-0 și încheie meciul. Adică da, nu mai au nicio șansă ce la Arsane să se întoarcă. Hai să vedem acum Bellingham. Șansa lui să înscrie. Șansa lui Bellingham. Au, o lopă lângă poartă. Bellingham nu prea poate să înscrie. <laughs> Hai să vedem Salac. Salac destul de bine acolo. Hai să vedem no, și no, apără no. de data asta. S-a gândit și el să apre la sfârșit de meci. Ultima fază din meci. Hai să vedem. vinii Bă. No complet peste poartă. Dacă câștigăm meciul, 3-0, câștigăm FA Community Shield, încă un trofeu în, 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 în colecția noastră de trofee. Vedem aici, desigur, premiera noastră, uitați-vă pe Bellingham, nici n -a ajuns bine la, la Liverpool și deja a câștigat un trofeu. Și, desigur, că capitanul nostru, Virgil Van Dijk, o să ridice trofeul. Haideți să vedem și am câștigat, câștigătorii. A, nu prea se bucură nici ei după atâtea trofee, e clar. Ei bine, următorul meci este contra la Arsenal din nou, însă este, cred că, cel mai important match, um, meci. Bine, al doilea, hai să zicem al doilea, pentru că prima a fost cel de la Champions League. Haideți să intrăm în meci și să vedem ce putem să facem în acest meci important. Ei bine, în ce meci? Haideți să vedem. UEFA Super Cup. Come on, hai, se poate. Vini la balon. Vini, haide, vini. Tu poți să fii primul. Tu poți să fii primul. Nu! Fac, s-a activat Ramsey, în meciul ăsta. Haideți să vedem corner pentru noi la Salac. Salac pe verde, nu se blochează acolo. Zincenco pasă la Corona. Uh, un șut penibil, un șut penibil. Hai să vedem. Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, Lautaro Martinez în scheme minutul 23 și deschide scor acolo în UEFA Super Cup. Laudaro Martinez marchează primul gol. Bine, mă, hai mă că sunt mâna se poate, mă. Revedem faza acum, trece acolo printre uh, fundași, fundaș, șutează și Rems de, v-am zis, e degeaba acolo. Degeaba Haideți să vedem Petru Martinez din nou apără portarul. Incredibil ce apărat Uite mă că nu e degeaba totuși O, oh, un fault acolo Este fault Hai, lasă kill-ul. Lasă lovitura liberă, ea noastră Ok, șansa noastră de a înscrie următorul gol Arnold va bate această lovitură liberă O să punem fix aici Dăm destul de, destul de multă putere Și pe jos apăr portarul Ok, trebuie mai multă putere Foarte bine acolo, Musiala trece, excelent Haideți să vedem Musiala, Musiala, Musiala Musiala, oricum foarte bine, foarte bine 2-0 2-0 Musiala în scrie al doilea Ok, și se pare că s-a treia prima repriză 2-0 pentru noi Avem un avantaj foarte mare șansele sunt foarte mari să câștigăm Pasă la semona. Bellingham, Bellingham trece foarte bine acolo Șansă pentru el, înscrie Bellingham Să piedică după aia, wow În fine înscrie Bellingham 3-0 se face Da, am câștigat acest trofeu Obiectivul nostru foarte uh, dorit Bellingham venea acolo, noul transferat N-a scris match anterior Dar a scris în acest match care a fost mult, Care este de fapt mult mai important Haideți să vedem totuși șansa lui Arsenal foarte bine acolo balonul. Gabriel sus, nu se grăbește. Odegaard, Un șut slab. Wow, ce au ăștia cu șuturile? Nu se înțeleg bine loc. Haide, hai, du-te, Bellingham, mai și viteză. Du-te, tată, hai. Se poate. Se poate. I și acum cu șutul. Șutul de la Bellingham. Incredibil. Wow. Wow, ce finez. Bellingham face 4 la 0. scrie dubla acest meci. Și s-a terminat meci. S-a Doar uitați-vă la finezul ăsta cât de bine s-a poziționat portarul, nu are nicio șansă Sub bar a fost, nicio șansă n-a avut Haideți să vedem ultima fază din meci Ultima fază din meci Pasă frumos acolo La Salah, Salah nu reușește Da, și să duce mingea în mijlocul terenului Câștigăm meciul 4-0, Bellingham înscrie dubla Câștigăm acest trofeu și ne am mai rămas doar balonul de aur care uh, ne bazăm pe tine, vini. Ne bazăm pe tine că îl vei câștiga. Bellingham care a scris două goluri, el, el cred că a să ridice trofeu. Un dașul nostru, Virgil van Dijk, care va ridica trofeu. Haideți să vedem și... Tobele... Yo! Câștigăm și UEFA... Super Cup. E bine, următorul meci este contra cei de la Chelsea în Premier League, dar meciul acesta îl vom juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângeți cât mai multe like-uri, să vă abonați în cască când n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Uitați-l acolo pe Vini cum stă lângă trofeu. Nu uitați de sigur să-mi spuneți ce părere aveți despre anumite transferuri, dacă vreți să mai transferi niște jucători sau dacă vreți să transferi chiar pe Messi în următorul episod. Nu uitați acolo să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat. Pa, pa!